Bine v-am găsit! Astăzi vom citi un scurt text și vom descoperi situații concrete prin care comunicăm noi, oamenii. Probabil, mulți dintre voi ați fost cel puțin odată într-o excursie cu clasa voastră, cu doamna învățătoare sau cu părinții voștri. Cu cât ne apropiem mai mult de zilele călduroase de vară, cu atât mai mult ne dorim să plecăm în excursie. Ascultați cu atenție textul următor pentru a descoperi situații concrete de comunicare. Sofia are 8 ani și este în clasa a doua. Astăzi va merge pentru prima oară într-o excursie. Ce zi frumoasă, Sofia! Astăzi vei pleca în excursie. Da, bunico, abia aștept. Părinții și bunicii o conduc către autobuzul școlar, unde o așteaptă colegii și doamna învățătoare. Bună dimineața, doamna învățătoare! Bună dimineața, Sofia! Te-ai pregătit pentru excursie? Da, am împachetat hăinuțele, mi-am luat mâncarea. Sunt pregătită! Foarte bine! Haideți să pornim! Doamna învățătoare le repetă regulile. Vom urca în autobuz. Fiecare va ocupa un loc și va fi atent la sfaturile șoferului. Puteți să priviți pe geam și să observați toate zonele minunate pe unde vom trece. Copiii au ajuns la destinație. Copii, pregătiți-vă de un picnic! Doamna învățătoare, mama mi-a pregătit un coș cu bunătăți. Pot să-l împart cu colegii mei? Desigur, Sofia, putem pune tot ce am pregătit și să mâncăm împreună. Sofia se așează lângă Andrei. Andrei, pot să iau un măr din coșul tău? Da, Sofia, sunt mere din livada bunicii mele. Ai să vezi cât sunt de gustoase! Mulțumesc, Andrei! Poți să guși și tu din pâinea făcută de mama mea. După o zi frumoasă, petrecută în mijlocul naturii, la un picnic, copiii se întorc acasă. Am ajuns, Sofia! Pot să cobor din autobuz! Vă mulțumesc pentru această zi minunată! La revedere! Ce am observat? Ce reguli de comunicare s-au folosit în textul de mai sus? În primul rând, o regulă importantă este salutul. Bună ziua, bună dimineața sau la revedere la plecare. Apoi, pentru a formula o solicitare, întrebările potrivite ar fi: aș putea să? Îmi dați voie să? Vă rog să. Pentru a formula o permisiune, ați putea să folosiți următoarele cuvinte cheie. Pot să, ai acordul meu pentru sau îți dau voie să. Sunteți pregătiți pentru un exercițiu? Care sunt formulele de salut folosite? Transcrie în caietul tău un enunț în care apare formularea unei permisiuni. Descoperă din textul citit un enunț în care apare o solicitare. Puteți să opriți acest video și să vă verificați mai apoi împreună cu mine. Mai cunoașteți alte formule de salut? Dar alte formule de permisiune. Scrieți pe caietele voastre alte două formule de salut și alte două formule de permisiune.
Succes!